Ministrul Dezvoltării Adrian Ioan Vește a semnat 56 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, în valoare totală de peste 666 de milioane de lei. Banii au fost alocați pentru modernizarea străzilor și a drumurilor de interes local, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră și a stațiilor de epurare, construirea sau refacerea unor poduri, precum și înființarea unor rețele de distribuție a gazelor naturale. Printre contractele semnate se numără și cel privind repararea drumurilor comunale pe o lungime de 17,3 km în comuna Ieud. Valoarea proiectului este de 8,679 de milioane de lei.